14 ianuarie, anul 2021. Geneza. Un nume legat de Dumnezeu, ori de cărămizile și zmoala realizărilor noastre. Beniamin Fărăgău. Avraame, lasă-mă să-ți fac eu un nume. Geneza, capitolul 11, începând cu versetul 10, până la capitolul 25, versetul 18. Geneza, capitolul 11, versetele 10 la 32, ne descrie spița neamului lui Sem. Iată spița neamului lui Sem. După istoria turnului Babel, textul revine la spița neamului lui Sem. La prima vedere, această revenire la ceva ce a mai fost ne obligă să ne punem întrebări legate de sursele aflate la baza scrierii Genezei și cu privire la modul cum au fost ele combinate în textul final care stă înaintea noastră. Geneza, capitolul 10, versetele 21 la 32. Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost Elam, Asur, Arpacșad, Lut și Aram. Fiii lui Aram, Uț, Hul, Geter și Maș. Arpacșad a născut pe Shelah și Shelah a născut pe Eber. Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Ioctan a născut pe Almodad, pe Shelef, pe Atsarmavet, pe Erah, pe Adoram, pe Uzal, pe Dikla, pe Obal, pe Abimael, pe Seba, pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spița neamului lor, după neamurile lor, și din ei au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop. Cea mai simplă soluție ar fi să dăm vina, așa cum de mai bine de un secol au făcut-o foarte mulți exegeți, pe neatenția ori pe neîndemânarea autorului sau a editorilor care au asociat aceste surse. Dar cele 11 capitole precedente stau mărturie faptului că textul Genezei pare să fie compus cu grijă, într-un întreg coerent, indiferent câte surse ar sta la originea lui. De aceea, este înțelept să încercăm să descifrăm scopul autorului în repetarea genealogiei și modul în care această repetare contribuie la coerența întregului. Prima observație pe care trebuie să o facem atunci când comparăm genealogia din capitolul 10, versetele 1 la 32, cu cea din capitolul 11, versetele 10 la 32, este o evidentă mutare de accent. În genealogia din capitolul 10, atenția autorului s-a focalizat pe Ham și pe urmașii lui, genealogia lui Sem slujindu-i doar ca termen de comparație. De data aceasta însă, atenția lui este focalizată pe Sem și pe urmașii lui. În tot restul Genezei, continuând această preocupare exclusivă pentru istoria semiților. Istoria turnului Babel,
capitolul 11, versetele 1 la 9, pare să constituie judecata lui Dumnezeu asupra liniei hamiților și ea pune capăt preocupării autorului privind această linie a descendenților lui Noe. Ia fetiții, strămoșii indo-europenilor n-au intrat niciodată în sfera de interes a autorului Genezei, deoarece întreaga tensiune a istoriei Pentateuhului urma să se concentreze în relația dintre semiți, strămoșii evreilor, și hamiți, strămoșii afro-asiaticilor. Prin urmare, această întoarcere a autorului spre linia semitică a istoriei constituie un motiv suficient pentru a justifica repetarea și lărgirea genealogiei lui Sem. Astfel, spița neamului lui Sem, din capitolul 11, versetele 10 la 32, prefațează lunga istorie care se va desfășura înaintea ochilor noștri, nu numai pe următoarele pagini ale Genezei, ci în tot restul scripturilor Vechiului Testament. Lista genealogică de care ne ocupăm ar putea fi împărțită în două segmente, capitolele 10 la 26, versetele 10 la 26, versetele 27 la 32. Prima parte, versetele 10 la 26, de la Sem la Terah, pare să fie o simplă înșirare de neamuri. În această parte, cu excepția unui scurt comentariu de început, Sem a născut pe Arpacșad la 2 ani după potop. Capitolul 11, versetul 10. Lipsesc comentariile pe care ne-am obișnuit să le urmărim în genealogiile precedente, succesiunile generațiilor fiind marcată de monotonia acelorași formule. La vârsta de, născut pe, după nașterea lui, a trăit și a născut fii și fiice. A doua parte însă, versetele 27 la 32, deși începe și ea cu aceeași clasică formulă toledotică, iată spița neamului lui Terah, din pricina abundenței comentariilor, pare a fi mai degrabă o narațiune decât o genealogie. Geneza, capitolul 11, versetele 27 la 32. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse, în Ur, în Haldeea. Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. Sarai era stearpă, n-avea copii deloc. Terah a luat pe fiul său, Avram, și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, norăsa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Deși în mod normal, într-o genealogie încep cu întâiul născut, autorul îl lasă pe Avram la urmă, ocupându-se în primul rând de ceilalți doi, ca și cum ar fi dorit să termine cu ei, ca să aibă apoi timp să se ocupe mai pe îndelete de viața lui Avram. Astfel, Haran, mezinul, iese de pe scenă murind în fața tatălui său în Ur, iar la plecarea lui Terah, a lui Lot și a lui Avram, Nahor este lăsat și el în urmă, în Hur, în Haldeea. Terah însuși moare în Haran, așa că pe scena narațiunii au rămas doar Avram și Lot.
Cei doi își vor împleti o bună vreme destinele, dar fără să poată pune cineva sub semnul îndoielii faptul că atenția și scopul autorului Genezei sunt focalizate, de fapt, asupra lui Avram. Geneza, capitolul 12, versetele 1 la 9. Avrame, îți voi face un nume mare. Geneza, capitolul 12, versetele 1 la 3. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Oare când îi zisese Domnul lui Avram toate aceste lucruri? Modul în care este formulat textul ne face să credem că plecarea lui Terah din Ur s-ar putea să fi fost inițiată tocmai de această chemare a lui Dumnezeu, dar, deși ea a fost adresată lui Avram, cel care s-a aflat în fruntea micului grup migrator a fost totuși Terah. El era patriarhul și, în cultura respectivă, lui îi se cuvenea cinstea. Geneza, capitolul 11, versetul 31, ne spune că Terah, împreună cu familia sa, a pornit din Ur cu o destinație precisă, Canaan. Însă, din motive pe care textul nu ni le precizează, Terah a hotărât să se stabilească în Haran, unde a și murit 60 de ani mai târziu. Avram însă, simțindu-se obligat de chemarea lui Dumnezeu, a ieșit din rudenia sa și din casa tatălui său și, împreună cu Sarai și cu Lot, a venit în Canaan, țara în care îl chemase Domnul. Aici începe, de fapt, istoria lui Avram, istoria unui nume făcut nu prin opintirile culturale ale omului, ci prin harul pe care Dumnezeu l-a turnat asupra acestuia. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, Geneza, capitolul 12, versetul 1, ieși din mijlocul celor care în câmpia și nearului se trudesc, poate să-și lege numele de cărămizile și de zmoala eforturilor personale, și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Eu voi face din tine un neam mare. Eu îți voi face un nume mare. Geneza, capitolul 12, versetele 1 și 2. Dar să lăsăm Scriptura să ne poarte pe urmele lui Avram, ca să vedem împlinindu-se minunea pe care i-o promisese Dumnezeu. Pentru aceasta, trebuie să ne reîntoarcem în câmpia șinearului, în furnicarul de oameni care, descălecând acolo, și-a zis: haidem, să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Conform cărții Geneza, capitolul 11, versetul 4. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Privindu-i, până și Dumnezeu a trebuit să recunoască hotărârea lor nestrămutată de ducere la îndeplinire ceea ce și-au pus în gând. De fapt, ei urmau o chemare tainică, săpată adânc în fibrele ființei lor, prin declarația de independență față de Dumnezeu a strămoșilor lor. Aduceau că ei hotărârea lui Cain de a se descurca, dacă trebuie, și fără Dumnezeu, prin opintirile creativității lui înnăscute, hotărârea lui Iabal, Iubal și Tubal Cain, de a-și lega numele de pârtiile adânci trase în cultura vremilor. Geneza, capitolul 4,
versetele 20 la 22. Ada a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Sora lui Tubal Cain era Naama. Și, cu forța unor astfel de hotărâri străbune, cei din câmpia și nearului au pornit să frământe lutul și să-și zidească cetatea și turnul prin care să-și construiască identitatea pe pământ. Atunci când Dumnezeu a văzut tragedia ce se juca sub ochii lui, în durerea și în îndurarea lui, el le-a încurcat limbile. Cât de mare trebuie să fi fost învălmășala încât ei să înceteze să zidească cetatea. Pâlcuri, pâlcuri, oamenii au pornit spre cele patru zări, având în pumni visul spulberat al unui nume mare. Dumnezeu s-a apropiat de unul dintre grupurile mai neînsemnate de oameni, nu de grupul lui Nimrod, cel puternic pe pământ și viteaz vânător înaintea Domnului, ci de unul dintre descendenții semiților și i-a bătut ușor pe umăr pe cel mai neînsemnat dintre ei. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare. Geneza, capitolul 12, versetele 1 și 2. La auzul acestor cuvinte, în sufletul lui Avram au fost răscolite visuri spulberate, un nume mare. Teribila învălmășala Babelului abia se stinsese și nu trecuse mult timp de când Avram își regăsise probabil liniștea în țara sa, în rudenia sa și în casa tatălui său. Era în sfârșit iarăși între ai lui. Pe de altă parte, să ai un nume mare era o perspectivă deosebit de atrăgătoare. Dar cu ce preț? Și, la urma urmelor, ce garanții putea avea el că străinul care îi vorbea era în stare să împlinească vorbele mari rostite? Într-adevăr, nu părea a fi un muritor, ci mai degrabă un zeu. Dar cine să fie el? Și de ce ar fi mai bun decât Dumnezeii tatălui său? Însă chemarea noului venit stăruia în urechile și în sufletul lui Avram, înăbușindu-i parcă toate întrebările și toate îndoielile. Într-o zi, Avram și-a luat inima în dinți și a venit înaintea tatălui său ca să-i împărtășească frământarea cuibărită în inima lui. Nu mică i-a fost surpriza atunci când Terah, cumpănind vorbele fiului său, s-a pregătit de plecare. În doar câteva zile, o parte din familia lui Terah, doar câțiva la număr, pleacă spre Canaan, avându-l ca lider pe bătrânul patriarh. Călătoria a fost istovitoare și, ajunși în Haran, Terah a hotărât să-și așeze corturile acolo. O zi s-a transformat în două, apoi în nouă și, foarte curând, familia a prins rădăcini în Haran. Terah părea să fi uitat de Canaan și-și trăia viața mulțumit în noua lui țară. O vreme Avram a crezut că a împlinit dorința noului său Dumnezeu, chiar dacă a făcut drumul doar pe jumătate. Cu toate că n-a chiar ieșit din rudeniile sale și din casa tatălui său și n-a ajuns tocmai până în Canaan. Dar, în pofida averilor și a slugilor care se înmulțeau, ca semn al binecuvântării, bănuia el o neliniște adâncă, îi stăruia în suflet,
de ce nu-i mai vorbește Dumnezeul care i se arătase în Ur? Iar ca răspuns, ecoul cuvintelor lui i-au revenit dureros și mustrător în suflet. Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare. Era evident faptul că, pentru Avram, sosise ceasul marii alegeri, cu casa tatălui său, cu rudeniile sale și în țara sa, ori cu Dumnezeu. Geneza, capitolul 12, versetele 4 și 5. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Iar după ce a străbătut țara la Sihem, Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. O adâncă pace a cuprins inima lui Avram. Primise confirmarea că era pe drumul cel bun și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. Geneza, capitolul 12, versetul 7. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. Iar în bucuria lui a pornit spre munte și la răsărit de Betel a mai zidit un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Geneza, capitolul 12, versetul 8. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. În clipa în care Avram a chemat numele Domnului s-a întâmplat minunea. El a intrat pe linia genealogică a celor care, pe vremea lui Set, au început să cheme numele Domnului. Geneza, capitolul 4, versetul 26. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Smulgerea lui dintre cei care în câmpia și nearului porniseră hotărâți să-și lege numele de cărămizi și zmoală era făcută, dar drumul pe care Dumnezeu îl chema să meargă abia începea. Geneza, capitolul 12, versetele 10 la 20. Minciuna din Egipt. A venit însă o foamete în țară. Geneza, capitolul 12, versetul 10. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară, spune Scriptura. Nu se poate să nu ne sară în ochi acel însă din text, care pare să pună în contrast foametea venită în țară cu ceva anume. Oprirea în Haran de dragul tatălui său, chiar dacă n-a fost ea tocmai nevinovată, a prins totuși bine. Și-o fi zis Avram, căci a ieșit de acolo cu averi multe. Pe deasupra Dumnezeu i se arătase oricum și lucrul acesta pare să fi spălat orice vinovăție. Ba mai mult, promisiunea pe care i-a făcut-o Dumnezeu părea să-i fi deschis lui Avram drum liber spre împlinirea dorinței lui de a ajunge să aibă un nume mare. A venit însă o foamete în țară,
ca nu cumva Avram să aibă impresia că modul în care Dumnezeu urma să-i facă un nume nu diferă prea mult de la cel care apelaseră strămoșii săi din câmpia Șinearului, ca nu cumva Avram să aibă impresia că numele pe care a pornit Dumnezeu să-l facă se plămădește din averi și slujitori, presărate din când în când cu altare și ritualuri religioase. Dumnezeu a trimis o foamete în țară peste Avram, peste mulțimea averilor lui și peste mulțimea slugilor adunate în Haran, aruncând astfel o provocare închinării lui Avram. Și pe deasupra l-a lăsat și singur. Avram s-a pogorât în Egipt, continuă textul, ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Geneza, capitolul 12, versetul 10. Însă nu ne vine să credem că poate fi adevărat ceea ce citim în versetele următoare. Cel pe care Dumnezeu l-a ales ca să-l facă tatăl multor neamuri, ca să-l binecuvânteze și ca să-l transforme într-o binecuvântare pentru toate familiile pământului, minte și îi cere nevestei să accepte să fie dusă în haremul lui Faraon, ca să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție, îi spune el Saraiei. Geneza, capitolul 12, versetul 13. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Și, într-adevăr, ajuns în Egipt, în timp ce nevasta lui era dusă în casa lui Faraon, el a fost primit bine și a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Geneza, capitolul 12, versetul 16. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Părea că a dat lovitura. În doar câteva zile Avram era cineva în Egipt, avea un nume, iar Domnul, în loc să-l pălmuiască și să-l dea de gol, făcându-l să înțeleagă că un nume clădit pe minciună nu este compatibil cu Dumnezeul pe care și l-a ales, intră în casa lui Faraon și îl lovește cu urgie pe cel nevinovat. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis, este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum iată-ți nevasta, ia-o și pleacă. Geneza, capitolul 12, versetele 18 și 19. Geneza, capitolul 13, versetele 1 la 18. Înapoi pe linia planului lui Dumnezeu. Dat în vileag și rușinat, cu numele pe care și-l clădise pe minciună și viclenie, sfărâmat deodată în pumni, Avram s-a întors la altarul din Betel ca să ia lucrurile de la capăt. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Geneza, capitolul 13, versetul 4. În locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte, și acolo Avram a chemat numele Domnului. Dar, la urma urmelor, din moment ce fusese dat în vileag, ce altceva putea să mai facă? Și ce greutate era în a lua lucrurile de la capăt, repetând un simplu ritual religios, atunci când putea să păstreze oile, boii, măgarii, robii și roabele aduse din Egipt, împreună cu aurul și argintul lui Faraon. Dar tocmai atunci când Avram a crezut că rușinea a trecut și lucrurile s-au liniștit, cearta izbucnită între păzitorii turmelor lui și cei care îngrijau vitele lui Lot îl așează pe Avram în fața unei alegeri dureroase. Era evident că sosise ceasul despărțirii de Lot, însă unul dintre ei
avea să rămână cu dealurile sterpe, iar celălalt se alegea cu fertila câmpie a Iordanului. Și nu puteau alege amândoi câmpia. Iar pentru ca dramatismul acestei alegeri să fie și mai pregnant, autorul precizează că câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Geneza, capitolul 13, versetul 10. În rest, și în stânga, și în dreapta, pământ ars de soare, nisip și piatră, pustiu. Geneza, capitolul 13, versetele 8 la 11. Avram a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. După toate standardele culturii de atunci, Avram a făcut o prostie. El era întâiul născut al lui Terah. Lot nu era nici măcar frate, ci nepot, și, la urma urmelor, Avram îl luase cu sine din milă. Iar acum, în loc să se folosească de dreptul care îi se cuvenea, ca să-și pună la adăpost vitele și averile în câmpia mănoasă a Iordanului, îl lasă pe Lot să aleagă primul. Ce-or fi zis păzitorii vitelor lui atunci când au aflat de isprava lui Avram? Ce părere a avut nevasta lui și după ce s-a dezmeticit, ce-o fi zis Avram însuși? Nu știm, cunoaștem însă răspunsul lui Dumnezeu, ca unul care s-a legat să-i facă lui Avram un nume mare. Dar nu în termenii lumii, ci în condițiile sale, Dumnezeu s-a apropiat de Avram și l-a bătut pe umăr, încurajându-l și lăudându-l pentru alegerea făcută. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit de Lot: Avrame, indiferent ce zic cei din jurul tău, indiferent ce simți tu acum, ai ales bine, pentru că ai ales să dai drumul din mâini lucrurilor de care ai încercat să-ți leși până acum numele cu orice preț. Ridică-ți ochii și, din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Geneza, capitolul 13, versetele 14 la 17. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el: ridică-ți ochii și, din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Și, în timp ce Lot își privea turmele și cirezile propășind, fără să bage de seamă cum se afundă în mocirla răutății și a păcatului Sodomei, conform Geneza, capitolul 13, versetul 13, Avram a venit la Hebron și a zidit Domnului un altar. Geneza, capitolul 13, versetul 13. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva
Domnului. Avram a venit la Hebron și a zidit Domnului un altar. Își învățase lecția în Egipt, iar bucuria pe care i-o dăduse confirmarea de către Dumnezeu însuși a alegerii făcute i-a redat libertatea de a privi din nou în ochii lui. Drumul însă nu era sfârșit. Geneza, capitolul 14, versetele 1 la 24. Biruința asupra spiritului câmpiei și nearului. Alegerea pe care Avram a făcut-o în pasajul precedent pare să arate înspre începutul desprinderii lui din mreaja spiritului câmpiei și nearului. Expresia spiritul câmpiei și nearului califică tot complexul de atitudini pe care l-am întâlnit în cartea Geneza, capitolul 11, versetele 1 la 9, și împotriva cărora s-a ridicat Dumnezeu. Acest complex de atitudini este caracterizat de dorința omului de a-și face un nume legat de realizările lui culturale. Dar, așa cum se întâmplă de obicei, când vrei să te deprinzi de o ispită, constați că, de fapt, ea nu vrea să se deprindă de tine. Cred că nu la întâmplare ne este descrisă în capitolul de față ofensiva și nearului împotriva lui Avram. Istoria este plasată în timp pe vremea lui Amrafel, împăratul și nearului. Geneza, capitolul 14, versetul 1. Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului, a lui Arioc, împăratul Elazarului, a lui Chedor Laomer, împăratul Elamului și a lui Tideal, împăratul Goimului, s-a întâmplat, continuă textul, ascunzând în el un strop de ironie, că ei, Amrafel, Arioc, Chedor, Laomer și Tideal au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineap, împăratul Admei, cu Shemeber, împăratul Țeboimului și cu împăratul Belei sau Țoarului. Geneza, capitolul 14, versetul 2. Atunci când ne aducem aminte de faptul că, până la Țoar, toată această câmpie care adăpostea cetățile amintite era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Geneza, capitolul 13, versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar. Era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Înțelegem de ce s-a întâmplat ca împărații din câmpia și nearului să facă război cu ei. Cei ce și-au legat numele de cărămizele și de zmoala acestui pământ, de turnuri ale căror vârfuri trebuie să ajungă până la cer, au nevoie și de mijloacele financiare cu care să-și susțină falnicele nume. Timp de 12 ani, precizează textul, bogățiile câmpiei Sodomei și Gomorei s-au scurs înspre câmpia și nearului, împingându-i la răscoală până la urmă pe cei apăsați de robia grea. Dar, odată ce ai optat pentru linia cărămizilor și a zmolii, în jurul tău se zidește un întreg sistem care se cere alimentat. Nu poți permite ca eșafodajul numelui pe care ți l-ai zidit cu atâta trudă și prin care exiști de fapt pentru că din el îți derivă identitatea să se dărâme doar pentru că aceia care nu mai suportă birurile și jugul robiei au binevoit să se răscoale. Iată de ce, în anul al 14-lea, Chedor Laomer și împărații care erau cu el au pornit
și au bătut cetate după cetate, împărat după împărat, strângând nu numai bogățiile văii Sodomei, ci și pe Lot, împreună cu întreaga sa familie. Geneza, capitolul 14, versetul 5. Dar în anul al 14-lea, Chedor la Omer și împărații care erau cu el au pornit și au bătut pe Refaim la Ashterot Carnaim, pe Zuzim la Ham, pe Emim la Shave Kiriatim Taim. În contextul istoriei lui Avram, această descriere detaliată a situației politice și militare a acelor vremi pare puțin ne la locul ei. Oare de ce a găsit cu cale autorul să o includă în istoria lui Avram? Ținând cont de contextul parcurs deja și de scopul pe care pare să-l urmărească autorul, am putea emite cel puțin două ipoteze. În primul rând, prin ea, autorul reușește să zugrăvească cu deosebită forță ce înseamnă, de fapt, să pornești pe drumul facerii unui nume legat de cetăți, turnuri și bogății. Vei termina în războaie, cuceriri teritoriale, colonizări, intrigi, omoruri. Este inutil să continuăm înșirarea acestor lucruri, când, de milenii, ele alcătuiesc mozaicul istoriei acestei planete și când pentru nimic altceva nu se mai găsește loc pe paginile ziarelor, revistelor și cărților pe care le publicăm, pe ecranele televizoarelor și ale cinematografelor noastre sau pe scenele teatrelor și ale operelor planetei. În al doilea rând, în lumina acestei descrieri, victoria pe care Dumnezeul cel preanalt, i-a dat-o lui Avram, capătă o deosebită forță. Tu, un venetic, să te ridici împotriva împărățiilor vremii, al falnicilor și îngânfaților lor împărați și să-i șibiruiești doar cu slujitorii născuți în casa ta, atunci când împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Țeboimului și împăratul Belei sau Țoarului, așezați în linie de bătaie după toate regulile războiului, au trebuit să o ia la fugă dinaintea lor, nu este puțin lucru. Avram trebuia să înțeleagă că acela care îi spusese: voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema, conform Geneza, capitolul 12, versetul 3, avea și puterea să împlinească ceea ce promisese. Moise scrie Geneza după minunea Exodului, atunci când armatele lui Faraon înghesuiseră pe Israel în apele Mării Roșii și când poporul, văzând că nu mai este scăpare, a început să țipe: nu erau oare morminte în Egipt? Ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Nu-ți spuneam noi în Egipt: lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Exodul, capitolul 14, versetul 11. Ei au zis lui Moise: nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Dar, în același timp, Moise scria, înaintea intrării lui Israel în Canaan, cu scopul de a-i pregăti pentru extraordinarea provocare ce îi aștepta. În fața cetăților întărite din Canaan și a uriașilor fii ai lui Anac, Israel nu se deosebea cu nimic de grupul neînsemnat ca număr de slujitori crescuți în casa lui Avram. Istoria biruinței lui Avram
împotriva împăraților și nearului, avea menirea să aducă în urechile lui Israel cuvintele lui Iosua, fiul lui Nun, și ale lui Caleb, fiul lui Iefune. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Cartea Numeri, capitolul 14, versetele 8 și 9. Acestea să fi fost oare și cuvintele cu care și-a îmbărbătat Avram slujitorii în noaptea aceea? Nu știm. Dar, cu siguranță, o astfel de încredere ar fi trebuit să insufle în Israel biruința pe care Domnul a dat-o în acea noapte lui Avram. Dar să ne întoarcem la textul nostru și să urmărim cu atenție istoria care se dea până înaintea ochilor noștri. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, evreul. Geneza, capitolul 14, versetul 13. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, evreul. Acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. După ceea ce-i făcuse Lot, alegând cu nerușinare câmpia mănoasă a Sodomei, deși era mai tânăr și i-ar fi datorat unchiului său nu numai cinstea, ci și recunoștința, Avram, simțindu-se în sfârșit răzbunat de soartă, ar fi putut spune cu inima împăcată, așa-i trebuie. Însă, cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteji slujitori ai lui, născuți în casa lui. Și a urmărit pe împărația aceea până la Dan și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei și norodul. Geneza, capitolul 14, versetele 14 la 16. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteji slujitori ai lui, născuți în casa lui și a urmărit pe împărația aceea până la Dan. Și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei și norodul. Însuși faptul acesta era o mare victorie pentru Avram. Nu doar una militară, ci, în mod deosebit, o victorie a Domnului în caracterul său. Cu toate acestea, testul cel mare încă nu fusese trecut. Avram se întorcea de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el. Când împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului, conform cărții Geneza, capitolul 14, versetul 17. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Bogățiile și numele pe care Avram le-a dorit atât de mult la coborârea lui în Egipt, încât a fost gata să-și împingă nevasta la curvie împreună ceea ce a stors el prin minciună de la faraon,
nu era nimic pe lângă oferta pe care se pregătea împăratul Sodomei să-i o dea. Dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Geneza, capitolul 14, versetul 21. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Însă Dumnezeu, care se legase să-i facă lui Avram un nume mare, un nume legat nu de bogății și de cetăți, ci de Dumnezeu, s-a apropiat cu cingășie de el prin Melchisedec, ca să-i pregătească inima în vederea confruntării cu ispita ofertei împăratului Sodomei sau în termenii câmpiei și nearului, în vederea alegerii între binecuvântarea, în ghilimele, a împăratului Sodomei și binecuvântarea lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 14, versetele 18 la 20. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. De-a lungul veacurilor, figura lui Melchisedec i-a intrigat atât pe scriitorii scripturii, cât și pe exegeții ei. Dar nu persoana lui Melchisedec este în atenția autorului Genezei, ci efectul binecuvântării lui asupra alegerii pe care urma să o facă Avram. Căci nici n-a terminat Melchisedec bine de vorbit, când împăratul Sodomei a și venit cu binecuvântarea în ghilimele a sa. Dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Geneza, capitolul 14, versetul 21. Câte bogății să fi fost în mâinile lui Avram atunci când ele fusese luate din țara care, până la țoar, era ca o grădină a Domnului? Cu siguranță, nu puține. Tocmai de aceea este importantă apariția lui Melchisedec. Prin binecuvântarea pe care o rostește peste Avram, el îl așează pe acesta între binecuvântarea Dumnezeului celui preanalt și binecuvântarea împăratului Sodomei, aducându-i aminte totodată de faptul că Dumnezeul cel preanalt a fost acela care i-a dat în mâini pe vrăjmașii săi. În urechile lui Avram a revenit ecoul promisiunii pe care Dumnezeu i-o făcuse cu ani și ani în urmă, probabil în Ur. Voi face din tine un neam mare și eu te voi binecuvânta. Eu îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza, capitolul 12, versetele 2 și 3. Trezit din gândurile lui, Avram i-a dat lui Melchisedec zecială din toate. Geneza, capitolul 14, versetul 20. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zecială din toate. Dumnezeu biruise în inima lui Avram. Decizia lui Avram era luată. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Geneza, capitolul 14, versetele 22 și 23. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar
un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Nu este o minune să vezi, nu numai cum Dumnezeu îi pregătise inima lui Avram pentru alegerea pe care urma să o facă, ci și cum îi pune cuvintele potrivite în gură, trimițându-l pe Melchisedec la el, înaintea împăratului Sodomei. Nu este o minune să urmărești gingășia cu care Dumnezeu umblă, parcă fie pe urmele lui Avram, ca să repare în tăcere ce se mai putea repara, conform Geneza, capitolul 12, versetele 10 la 20, sau ca să confirme alegerile lui bune, conform Geneza, capitolul 13, versetele 1 la 18, fie înaintea lui Avram, ca să-i șoptească cu tact în urechi, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta. Cartea Deuteronomul, capitolul 30, versetele 19 și 20. Cu câtă gingășie îl asistă pe Avram în coacerea credinței lui, acela care s-a legat să-i facă un nume. Amin.